Eu sunt mi pe dreapte. N-am mâncat usturoi. Deși contravine intereselor fotbalului românesc. Pentru că it's just a begin. Nu sunt cuvintele mele. Și ghiși ce? Dacă n-ai fi tu ar fi alții mai răi. Dacă n-ai fi tu ar fi alții mai răi. Dacă n-ai fi tu ar fi alții mai răi. Dacă n-ai fi tu ar fi alții mai răi. Omul e sănătos la cap? Steaua liberă, doar pentru steliști. Vă salut, prieteni, și bine ați venit la o nouă emisiune, una care nu o să fie live, așa cum probabil că v-ați dat seama, una care este despre Burleanu. Și vă spun de unde vine ideea acestei emisiuni. Știți foarte bine că în această săptămână au avut loc meciuri de ale naționalei și de ale naționalei de tineret. Și pentru că au avut loc meciuri de ale naționalei de tineret pe stadionul Steaua și pentru că la meciuri au fost niște suporteri steliști prezenți, unul dintre suporterii steliști care urmărește și Steaua Liberă mi-a trimis un mesaj și mi-a spus că nu este corect ce se întâmplă în presă, pentru că cei de la GSP au pus o poză complet aiurea în care prezentau suporterii steliști ca fiind doar o mână de oameni, ocupând câteva locuri acolo în stadion, când de fapt n-au fost așa, au fost mai mulți suporteri la stadion și acest suporter considera că această poză făcută cu mult înainte să înceapă meciul, de-abia atunci când oamenii ajungeau la stadion și încă evident stadionul nu era plin, el considera că această poză este nedreaptă și că jignește și Steaua, jignește și suporterii steliști și că cineva ar trebui să le dea peste nas celor de la GSP. Acum, să nu se supere el pe mine, mie nu mi-a plăcut asta cu trebuie. Steaua Liberă sau Adi 1, noi nu trebuie să facem absolut nimic. Noi facem doar ce vrem, așa cum și voi faceți doar ce vreți. Nu trebuie voi să faceți nimic ce nu vreți. Acest subiect însă, sincer, mie nu mi se pare atât de, cum să spun eu, de actualitate. Pentru că e un lucru pe care l-am văzut de foarte multe ori până acum. Nu e prima dată când GSP face așa ceva și nu o să fie ultima dată când o să facă așa ceva, evident. Ce cred eu însă e că ce s-a întâmplat la stadion a fost un lucru bun. Așa că aleg să vin în apărarea acestor oameni, deși nu cred că au ei nevoie de apărarea mea, dar subiectul merită dezbătut, da? Tocmai pentru că ei au făcut un lucru bun când s-au dus acolo și l-au înjurat pe Burleanu. Și au făcut bine că l-au înjurat pe Burleanu, pentru că, într-adevăr, acest individ nu-i face bine fotbalului românesc, nu-i face bine Stelei și s-a văzut, adică se vede în fiecare zi, e destul să deschizi un ziar și o să vezi alt scandal în fotbalul românesc, o să vezi altă echipă care stă să falimenteze, altă echipă care se roagă de judecători să aprobe un plan de reorganizare de care oricum n-are gând vreodată să se țină și tot așa. Deci a fost bine că s-au dus acești suporteri, era de așteptat, cum v-am spus, ca ei să fie tratați cu acest dispreț de către presa din România, pentru că presa din România este interesată în primul și în primul rând să dea în Steaua. Și deși ei într-o anumită măsură îl urăsc pe Răzvan Burleanu, pentru că Răzvan Burleanu acolo conduce cu o mână de fier la Federația Română de Fotbal, unde ei nu prea au acces și cei din presa română și-ar dori să aibă acces acolo și să influențeze și ei lucrurile din federație, dar vedeți voi, acolo este un om mai puternic ca ei. Și acesta este și motivul pentru care am făcut această emisiune, pentru că steliștii, din păcate, nu au înțeles care este
adevăratul lucru care îl împinge de la spate pe Burleanu. Încă o dată zic că a fost foarte bine că suporterii Steliști s-au dus să-l înjure. Din punctul meu de vedere, merită aceste lucruri. Eu chiar m-aș fi bucurat dacă ar fi fost întrerupt meciul sau dacă, nu știu, ar fi fost făcute lucruri care să producă suspendări ulterioare din partea FIFA sau UEFA pentru FRF. Dar aceste lucruri nu s-au întâmplat. A fost bine în orice caz chiar și așa cu înjurăturile, pentru că nu le convine. Vă garantez eu că acestor indivizi nu le convine deloc. La Federația Română de Fotbal lucrurile stau un pic diferit de cum stau la UEFA. Și o să încerc să explic aici de ce spun acest lucru. La UEFA oamenii ei au putere. Lor nu le trebuie putere. Ei sunt stăpânii supremi la UEFA și la FIFA. Ei sunt stăpânii supremi pe parcela lor, ca să spun acolo, e doar în cot de tot și de toate. Pe ei interesează doar să facă bani. De asta o să vedeți tot felul de porcării din astea, ca reclamele acelea făcute pentru drepturile minorităților sexuale, care sunt apoi practic călcate în picioare chiar de către UEFA, deși UEFA le plătește, deși FIFA le plătește, când FIFA bate palma cu Qatar, de exemplu, o țară cunoscută pentru faptul că încalcă drepturile minorităților sexuale, ca să găzduiască un campionat mondial în plină iarnă. Deci așa stau lucrurile acolo. Pe ei nu interesează de putere, ei au toată puterea, drept dovadă, fac tot ce vor ei acolo, la FIFA și la UEFA. Pe ei interesează doar să facă bani. De asta UEFA a făcut scandal atunci când a apărut Superliga, pentru că riscau să piardă bani. De asta FIFA face șmecherii cu tot felul de țări din astea dubioase. Și în Rusia a fost un campionat mondial, și în Qatar. Deci e destul de evident că oamenii aceștia se duc după cum vin bani. Bine, la Federația Română de Fotbal nu stau lucrurile la fel. Ai noștri nu merg după bani. Să nu mă înțelegeți greșit. Evident că și ei câștigă o grămadă de bani și sunt banii implicați în toată asta. Dar ceea ce îi interesează pe cei de acolo este puterea. Pe Răzvan Burleanu îl interesează cel mai mult să aibă putere. Pe Răzvan Burleanu îl interesează cel mai mult ca cei de sub el să vină și să îi pupe inelul. De asta au loc toate aceste mișcări. Ați văzut, la federație, de fiecare dată când vine vorba de alegeri, Răzvan Burleanu, când a fost ales prima dată, a spus 2 mandate maxim pentru președinte e destul, mai mult de 2 mandate nu facem și gata. De atunci s-au făcut 3 mandate, 4, 5, 8 mandate. Acum omul nu vrea să mai renunțe la putere. Îi place, vrea mai multă putere și ăsta este și motivul pentru care tratează Steaua așa cum o tratează. Pentru că trebuie să discutăm și despre Steaua în cazul ăsta. Ce n-au observat steliștii este că Răzvan Burleanu nu s-a opus niciodată ideii ca Steaua să intre în Liga 1 împreună cu FC FCSB. Adică el nu s-a opus niciodată ideii de a le face probleme celor de la FC FCSB. Și a demonstrat acest lucru deja prin introducerea în Liga 1 a celor 2 Craiove. CSU Universitatea Craiova și FCU 1948. El nu l-a interesat că vor exista discuții, că vor exista probleme cu fanii, că cele două se vor lupta, își vor duce războaie și mai departe. El l-a durut fix în cod și de ce ar fi spus UEFA, pentru că adevărul este că celor de la UEFA nu le pasă găinăriile astea care au loc în campionatele naționale. Lumea de foarte multe ori spune, da, dar UEFA le dă la celor de la FC FCSB, le dă milionul ăla pentru că le atribuie palmaresul stelei. Da, dar voi trebuie să înțelegeți că cei de la UEFA nu dau 2 bani pe milionul ăla de euro. Adică pentru ei este o sumă
super micuță. Și o dau nu pentru FC FCSB, ci ei mai degrabă dau acele sume pentru Real Madrid, pentru Bayern München, pentru AC Milan, pentru aceste echipe plătesc ei. Sunt un fel de premii ca să își asigure loialitatea unei astfel de echipe. Pentru că altfel, dacă Real Madrid nu primește mai mulți bani decât primesc alte echipe care participă în Champions League, poate că Real Madrid s-ar putea să spună, domne, eu mă duc să fac Superliga aia, că nu câștig destul. Și atunci, nu stați să vă gândiți voi că, vai, doamne, nu dorm ăia de la UEFA seara pentru că au dat ei 1 milion de euro cui nu trebuie. Nu, lor li se rupe de milionul ăla, v-am spus. În ceea ce privește Steaua București și Steaua Roșie Belgrad, adică cele două echipe din această parte a lumii care au câștigat Cupa Campionilor Europeni, doar în cot de aceste două echipe. Pe ei interesează să țină mulțumite marele cluburi din vest. Nu interesează pe ei de fotbalul românesc sau de fotbalul din Serbia sau de fotbalul din Ucraina sau de fotbalul din Moldova, din Bulgaria, din Kosovo, din Macedonia, doar în cod este. Pe ei interesează Italia, Spania, Franța, Germania, Olanda poate, cu siguranță Marea Britanie. Astea sunt țările care interesează pe ei și pentru ei fac aceste premii. Bineînțeles, câștigă și FC FCSB în acest moment o părticică micuță, pentru că încă minte că ar fi Steaua. Dar pe Burleanu nu-l deranjează acest lucru și nici nu știu, poate că FC FCSB dă și mai departe o parte din banii aia ca să-și asigure niște prieteni în cazul în care există întrebări de la UEFA. Da? E posibil, nu știu. Nu avem dovezi. Dar, încă o dată, pe Burleanu nu-l interesează. Nu este neapărat în interesul lui să ia FC FCSB banii ăia. Dacă se întâmplă ca FC FCSB să nu mai ia acei bani, lui o să-i se rupă. Ce-l interesează pe Burleanu, ce întotdeauna l-a interesat pe Burleanu, a fost puterea. El îi cere Stelei să schimbe forma de asociere, nu pentru a-l ajuta pe Becali, deși evident Becali câștigă din acest lucru. Dar îi cere Stelei să schimbe forma de organizare, în primul rând, ca Steaua să pupe inelul. Pentru că, v-am spus, despre asta este vorba, este despre putere. N-ați văzut că la toate cluburile acestea din Liga 1 sunt mereu aceiași președinți și aceiași antrenori? Mereu. Niciodată nu apare un președinte de club nou. Niciodată nu apare un tip nou pe care nu l-ai mai văzut. Sunt mereu aceiași. Bineînțeles, nu mă refer aici la Meme Stoica, care este la FC FCSB, pentru că pe el chiar nu l-ar lua nimeni altcineva altundeva. Dar uitați-vă la celelalte echipe. Stanciu ăla, cum îl cheamă ăla, Copil, de a fost la CFR, apoi s-a dus la Craiova, acum am înțeles că este la Petrol. Poate greșesc numele, nu știu, mă corectați voi. Cred că știți oricum la cine mă refer. Vedeți, ăștia sunt mereu prezenți. Tot timpul. Ei, oricât de prost s-ar descurca, oricât de multe greșeli ar face, ei totdeauna își găsesc loc de muncă. La fel și antrenorii ăștia de 2 lei, pe care îi vedeți astăzi unul la Folii, iarăși mâine la CS Mioveni, poi mâine la Concordia, Chiajna, după aia la Voluntari, tot așa. Tot timpul sunt reciclați aceiași oameni, de parcă există doar vreo 20 de președinți de club și 20 de antrenori cu licență pentru Liga 1 în România. Mereu sunt aceleași persoane. De ce sunt mereu aceleași persoane? Păi pentru puterea lui Burleanu. Pentru ca Burleanu să poată controla aceste cluburi. Că nu se întâmplă lucrurile astea chiar așa că e o coincidență. Nu. Burleanu are nevoie de susținerea acestor cluburi și pentru a avea susținerea acestor cluburi, dacă cluburile nu sunt de la început alături de el, atunci trebuie să facă cumva ca aceste cluburi să fie alături de el. Ați văzut ce dezvăluire a făcut Mititelu Junior? Că l-au sunat de la federație, l-a sunat unul de la federație să-i propună să-l bage pe nu știu care manager, că ăla era ceva rudă cu ăla care a sunat. Înțelegeți? Așa funcționează treaba. Tot timpul se trag sfori ca
ca la aceste cluburi din ligile superioare să fie mereu aceiași oameni. Niciodată nu o să vezi fețe noi, niciodată nu o să vezi fețe, nu o să vezi oameni cu idei noi. Întotdeauna trebuie să fie aceiași oameni cu aceleași idei, adică idei pro-Burleanu, adică ei să fie oamenii lui Burleanu. Și vreau să zic că, nu știu de ce, dar am impresia că și George Ogăraru tot în direcția aia, către federație o să o ia la un moment dat. Pentru că, din ce am auzit eu, FRF l-ar fi dat afară pe Safta în urma unor plângeri făcute de Ogăraru. Plângeri, dacă au fost făcute, pe bună dreptate, pentru că știm cu toții cum se comporta acest Safta în ghilimele emisiunile lui, care nu erau emisiuni, ci erau materiale de propagandă. Nu, el nu spunea niciodată nimic corect sau ăsta, ci în cele mai multe emisiuni jignea. Ce să spunem? Dezinforma și jignea. Bine, se pare că așa am auzit, nu am dovezi, dar așa am auzit, Ogăraru ar fi făcut plângere la FRF și FRF i-ar fi arătat ușa lui Safta. Dacă este așa, eu cred că asta înseamnă că totuși există o anumită influență pe care George Ogăraru are în FRF. Sau hai să nu zic influență, pentru că este un cuvânt greșit. Dar există o anumită deschidere din partea FRF către George Ogăraru. Pentru că altfel nu ar renunța ei la unul de-a lor în favoarea unui om din afară. Și faptul că ei au renunțat la unul de-a lor pentru unul din afară înseamnă că ăla din afară nu este chiar atât de în afară. Și având în vedere postările destul de pro-FRF făcute de Ogăraru în ultimele luni, știți foarte bine că s-a lăudat că antrenorii de la Academie i-au primit pe cei de la FRF care au ținut ceva cursuri la stadionul Steaua și nu mai știu eu ce. Asta este o prostie, evident. Nu văd de ce avea nevoie Ogăraru de sfaturile celor de la Federația Română. Nu știu de ce avea Steaua nevoie de sfaturile celor de la Federația Română. În cazul în care n-ați văzut, fotbalul românesc este la pământ. Asta îmi spune mie că sfaturile celor de la FRF sunt proaste și că ar trebui să fie ignorate. M-aș fi așteptat ca Ogăraru să aducă experți din afară, nu oameni de la FRF. Dar bineînțeles, astea sunt păreri de ale mele. Nu trebuie neapărat să mă credeți pe cuvânt. Vă zic numai ce văd eu și ce cred eu. Însă despre asta este vorba când discutăm despre Burleanu. Pe el îi interesează puterea, pe el îi interesează ca Steaua să îndoaie genunchiul și să pupe inelul. Asta îl interesează pe el. Și dacă s-ar face asocierea, și eu în continuare spun că este o idee proastă să se facă asocierea, pentru că fix asta își dorește Burleanu, dar dacă s-ar face, vă puteți aștepta ca la conducerea, poate nu în funcția de președinte, dar într-o funcție de conducere din acest nou club, ar apărea automat un om de al federației. Poate Daniel Stanciu, ăla care retrogradează echipe peste echipe și tot timpul își găsește loc în Liga 1, poate altul, habar n-avem. Dar o să se găsească. Poate altul, poate o față nouă, într-adevăr, dar care să fie trimisă din Federația Română de Fotbal ca să își înceapă club hopping-ul ăsta, da? Să sară din club în club. După ce distruge câte un club. Nu știu, o să vedem. Însă asta este ideea, dragi prieteni. Pe Burleanu îl interesează putere. Pe Burleanu l-a deranjat când suporterea l-a înjurat. Asta clar. Dar cel mai mult l-a deranjat când Steaua a refuzat să facă ce a vrut el. Adică să-și schimbe, să facă această asociere. Nu se poate schimba forma de organizare, cum spun ei. Asta este o prostie. Asta este o minciună. Asta este un semnal de alarmă care ar fi trebuit să îi pună pe mulți pe gânduri. Că forma de organizare nu poate fi schimbată. Dar să nu ne abatem de la subiect. Pe el îl interesează să se întâmple ce vrea el să se întâmple la echipă. Ca să existe un anumit control din partea FRF acolo. Asta îl interesează pe el. Pe el ar fi deranjat foarte tare dacă Steaua s-ar fi dus la TAS.
neapărat că ar fi avut el probleme cu UEFA sau așa ceva, nu. Dar dacă Steaua s-ar fi dus la TAS, le-ar fi dat idei și altor cluburi. Pentru că, vedeți voi, sunt și alte cluburi nemulțumite și am văzut în această vară, exemplu, campionii FC Argeș, care au fost nemulțumiți că au luat cei de la Dinamo DDB licența. Deși, evident, ei nu meritau să ia licența, pentru că și ei au o grămadă de probleme și, uitați, nu-și plătesc jucătorii și așa mai departe. Dar ați văzut ce s-a întâmplat? Imediat după ce cei de la campionii FC Argeș au zis că vor să se ducă la TAS, acolo s-a oprit totul. Gata. N-am mai vrut. Păi de ce? De ce credeți că s-a întâmplat asta? Puteți să ghiciți. Cineva de acolo, de sus, le-a făcut semn, bă, puteți să faceți chestia asta și poate că o să și câștigați. Și poate că o să jucați în Liga 1 la anul, dar voi credeți că o să reușiți să vă țineți în Liga 1? Facem în așa fel încât să nu vă țineți. Mai bine stați cu minți, stați un an în Liga 2, că oricum o să promovați la anul. Vă ajutăm noi dacă nu puteți, cum i-am ajutat pe ăștia de la DTB. Și o să vă întoarceți la anul Liga 1 fain frumos și suntem toți prieteni. Că dacă faceți scandal, poate că o să găsim și la voi probleme cu licența, cum am găsit la Steaua. Și ați văzut ce se întâmplă cu Steaua, țăraca Steaua. Noi trebuie acum să facem o asociere ca așa vrea Burleanu. Nicăieri în lumea civilizată, în businessul modern, nu s-ar face un asemenea compromis, pentru că clubul Steaua practic renunță la puterea sa în favoarea altcuiva, puterea sa asupra unui business. Pentru că asta este, fotbalul este un business, n-are rost să ne mințim. O echipă de Liga a doua face bani, o echipă de Liga a întâi face și mai mulți bani. Sunt bani serioși și sunt bani buni dacă ai un pic de creier în căpuțul ăla al tău și reușești cumva să nu bagi clubul în faliment, să nu îl îndatorezi atât de mult încât să nu mai poată să trăiască. Că în Liga 1 e plin de idioți care nu știu să conducă un club, e normal, din moment ce ei sunt pile, ce v-ați aștepta? Ăia n-au fost numiți acolo pentru că sunt capabili, ăia au fost numiți acolo pentru că trebuia cineva să controleze aceste cluburi, să se asigure că aceste cluburi votează cum trebuie când vine vorba să voteze. Și închei acest videoclip, această emisiune, cu exemplul FC FCSB. Ați văzut că Gigi Becali s-a dat de gol. Gigi Becali a zis că o să-i spună lui Argăseală să nu mai voteze cum vrea Burleanu. Că Argăseală, ați văzut ce a scris și GSP, era dus în excursii de către FRF și așa mai departe. Cei de acolo s-au asigurat că omul care merge la vot din partea FCFCSB este mulțumit de Burleanu. Și evident FCFCSB până acum a votat mereu cu Burleanu. Niciodată n-a votat FCFCSB împotriva lui. Chiar dacă a comentat, chiar dacă se tot înjurau în ghilimele, că nu a fost înjurături adevărate. Chiar dacă se tot contrau pe la emisiuni, de fapt când venea vorba să voteze, FCFCSB vota mereu cu Burleanu. Pentru că FCFCSB e, termenul cred că este opoziție controlată. Da? Este doar se preface că se află în opoziție cu Burleanu. De fapt FCFCSB este ok cu tot ceea ce face Burleanu. Și după cum ați văzut, FCFCSB este și răsplătită de către federație, pentru că este destul de protejată. Însă acestea sunt motivele pentru care eu cred că noi ar trebui să ne ferim de asociere. Știu că sunt mulți steliști care spun, oh, Doamne, asta este singura modalitate prin care intrăm în Liga 1, dar eu vă spun, aia nu înseamnă că o să și fie bine pentru Steaua dacă intrăm în Liga 1 cu o clonă. Nu știu de ce voi aveți impresia că o să fie numai lapte și miere. Eu zic că nu o să fie lapte și miere. Și dacă ne trezim că la conducerea acestei clone o să fie impus un Stanciu sau un alt manager din ăsta care are la activ 4-5 retrogradări până acum cu 4-5 echipe diferite,
Eu zic că e destul de clar ce o să se întâmple și cu această clonă. Insolvență, poate faliment, retrogradare, sigur. Ce facem atunci? Că ni se tot spune că nu ne putem bate joc de imaginea Stelei să fie ținută Steaua în Liga a doua permanent și că de asta trebuie să ne asociem și să intrăm în Liga 1. Ok, dar dacă din Liga 1 retrogradezi cum a retrogradat DDB-ul, nu este mai rușinos decât să stai în Liga a doua? Cumva mie mi se pare că nu e așa de rușinos să stai în Liga a doua, să te bați mereu la primele locuri în fiecare sezon și federația să nu te lase. Asta reflectă prost asupra federației. Dacă tu ai o echipă bună, dacă clubul tău merge bine și federația pur și simplu refuză, reflectă prost asupra lor. Și v-am spus, Steaua își permite să joace pe termen lung. Și dacă își permite să joace pe termen lung, cine știe ce o să fie peste 10 ani? Poate nu o să mai fie Burleanu acolo. Poate se duce dracului FCF cu Sibiu, poate se schimbă lucrurile la minister și în club. Poate o să fie pus la conducerea clubului un om care chiar o să iubească acest club și vrea să-i facă să fie bine. Și atunci o să vedem cu adevărat performanță, atunci o să vedem realizări, atunci o să vedem acțiuni făcute ca să apere acest club. Dar nu o să le vedem pe acestea deloc dacă noi închidem acum secția de fotbal și mergem și facem o clonă. Care v-am spus, s-ar putea să fie condusă de acest Stanciu, s-ar putea să stea un an sau doi în Liga 1, apoi să retrogradeze și să intre în această horă a insolvenței. Ce am realizat în acest caz? N-am realizat nimic. Asta este părerea mea. Aștept să-mi spuneți voi în comentarii ce părere aveți. Dacă vă plac emisiunile, vă rog să vă abonați, vă rog să le spuneți prietenilor să se aboneze. Și să distribuiți emisiunea dacă puteți și să lăsați și comentarii. V-am spus, foarte important comentariile, pentru că aceste comentarii și interacțiuni ajut la răspândirea acestui videoclip. El poate să ajungă la cât mai multe persoane, cât mai mulți oameni interesați de aceste subiecte. Le mulțumesc celor care ne susțin, vă mulțumesc vouă celor care ați ascultat până acum. Încă o dată vă spun, dacă ați ascultat până acum, apăsați și butonul de abonat. V-am lăsat, Forța Steaua! Eu sunt mi pe drepte. N-am mâncat usturoi. Deși, contravine intereselor fotbalului românesc. Pentru că it's just a begin. Nu sunt cuvintele mele. Și ghiși ce? Dacă n-ai fi tu ar fi alții mai răi. Dacă n-ai fi tu ar fi alții mai răi. Dacă n-ai fi tu ar fi alții mai răi. Dacă n-ai fi tu ar fi alții mai răi. Omul e sănătos la cap? Steaua liberă. Doar pentru steliști.